Am revenit în arena medicală și începem partea a doua cu o informație concisă. Deși românii sunt săraci, numărul supraponderalilor este în creștere. Tendința se observă alarmant și la tânăra generație, iar despre cauzele ei și căile prin care o putem corecta, vorbim cu doamna conferențiar universitar Floarea Damaschin, medic igienist. Bună ziua, bine ați venit pentru prima oară în arena medicală. Bună ziua, bine v-am găsit, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ne doream de foarte mult timp să vă aducem în platoul emisiunii noastre și să le spunem telespectatorilor despre pasiunea dumneavoastră față de igienă și o igienă corectă a alimentației și a sănătății. Iată că avem prilejul ca în minutele următoare să împărtășim împreună aspectele importante ale vieții noastre. Pentru început aș vrea să vedem un material și să-l considerăm punctul de plecare al subiectului nostru de astăzi. Am zis că vorbim despre obezitate, despre alimentație și despre copii, așa că vă propun să urmărim un material cu părinți și copii. Vrem să știm concret ce mănâncă aceștia, ce preferă, ce combinații, la ce ore și mai multe o să vedem noi în materialul să care urmează. Să vedem ce ne spun. Ce-i dați la micul dejun? Eu i-aș da de toate. Problema e ce mănâncă el. Ce mănâncă el? Mănâncă lactate, brânzică, cam atât. Mai puțin mezeluri și mă bucur că nu le mănâncă. La prânz începem cu ciorbiță și apoi felul 2, măzărică, tot felul de mâncăruri din legume, încercăm să mâncăm cât mai sănătos. Avem norocul că putem să luăm carne bio, da, de la țară și creștem sănătoși. De câte ori pe săptămână, pe lună, îl lăsați la fast food să mănânce? Cam de 2 ori pe săptămână, așa nu ne înțelegem și trebuie să mergem la Mac. La Mac sau la KFC. Și în rest, ce alimentație? Ce are? Normală, ce mâncăm și noi. Ciorbă, ce mănâncă tot românul. Seara ce preferați să-i dați? Seara depinde, ce vrea să mănânce. Fructe, de obicei o salată. Încercăm să o hrănim cât mai sănătos, dacă pot să spun așa. Adică nu mergem la fast food, așa cum ați vorbit și cu copilul. Nu consumăm sucuri acidulate. De obicei apă plată, sucuri de fructe, iaurt. La cină. Ce are la cină fetița dumneavoastră? Păi seara de obicei o mâncare mai ușoară, pește sau o salată. E cam pretențioasă și nu prea mănâncă. Mai mult supe și cartofi, atâta. Asta e mâncarea ei preferată și asta cere tot timpul. Dulciuri preferați să le faceți dumneavoastră acasă sau îi le cumpărați? Acasă și cumpăr dulciuri. Dar mai mult așa, eu știu, o ciocolățică, Kinder. Pe zi câte una sau mai multe? Câte nu, nu, încerc să nu îi mai dau așa de mult dulci. Dulciuri îi dați? Nu, în afară de semințe, migdale și asta, foarte rar câte un covrigel, biscuiți. Din astea, o prăjiturică în casă când și când. Părinții spun că sunt mai exigenți atunci când vine vorba despre alimentația copiilor. În schimb, cei mici spun că nu pot rezista tentației în fața unei ciocolate sau unei acadele. Ce-ți place ție să mănânci cel mai mult? Înghețata. Ce dulciuri îți plac? Îmi plac bomboanele cu fructe. Tu câte ai mânca? Câte 4 mâine bomboane. La fast food îți place să te duci să mănânci un hamburger, un cheeseburger? N-am mâncat niciodată. Ce-ți place ție să mănânci cel mai mult? Paste. Pizza. Bomboane cu zahăr. Mult. Pastele cu sos. Mie îmi place să mănânc cel mai mult tău. La prost, ciorbă. Ca de genul meu. Îți place ciorba? Uh-huh. De care ciorbă îți place? De roșii. Și cu cărniță trebuie să fie ciorba? Nu. Cu tăiței. Ce dulciuri îți plac? Acadeaua, bomboanele. De casă prăjiturile nu-ți plac? Nu. De ce? Nu-mi plac. Nu am mâncat niciodată. Ce mănânc și ciocolată. La grădiniță acolo vă dă? Da, ce? Trebuie. Câte ciocolată mănânci tu în fiecare zi? Cât dă. Cea mai bună mâncare pentru tine care este? Supă. Îți place cel mai mult să mănânci chipsuri? Da, sunt foarte bune. Ai mâncat în fiecare zi? Nu. Eu mănânc jumate și jumate ziua cealaltă, că dacă mănânc tot... Mai și la pachet, la școală, mai obișnuiește, nu prea îi lasă doamna lor. Mami, doar fructe îmi dă. Ție ce-ți place să mănânci cel mai mult? McDonald's. Ai mai mâncat până acum? Da, am mâncat, da, de puține ori. Ai vrea să mănânci în fiecare zi? Da. Și dimineața și la prânz și seara? Da? Da. Iată, ei și-ar dori. Părinții fie le oferă prilejul, fie nu.
ce ați sesizat ca fiind incorrect de aici? Sau, dacă vă e mai ușor, spuneți-ne ce ați sesizat ca fiind corect. Că sigur, aici sunt mai puține. Era interesant de discutat aproape pe caz. Dacă ați observat, și sigur ați observat, și sigur vor observa și cei de acasă, că acolo unde neglijența alimentară este majoră, copilul are sigur probleme. Deci când întrebai părinte, când întreb părintele ce îți mănâncă copilul, ce vrea copilul să mănânce, și el spune, eu știu, ce crede părintele, dar te uiți și la părinte cum arată, atunci îți dai seama că acel copil este într-o degringoladă metabolică. Pe mine m-a dat peste cap un alt răspuns. Eu aș vrea să-i dau multe, dar el nu mănâncă. Unul dintre copii a spus, păi eu nu mănânc dulciuri pentru că, nu știu ce, dulciuri făcute în casă încă n-am mâncat niciodată. Deci eu nu vreau dulciuri, dar dulciuri de casă nu vrei? Nu vreau dulciuri, dar de ce nu vrei dulciuri de casă? Că nu vreau, dar de ce nu vrei? Pentru că nu știu ce sunt alea, eu n-am mâncat niciodată. Dar el mănâncă, în schimb, bomboane, eu știu, ciocolată sau ce mai poate el mânca din magazin, din supermarket. Este clar că educația copilului se face în casă, în primul rând. Este clar că primul model de educație în general și în alimentație, în special, o oferă, primul model de ce îl oferă părintele, este extrem de important modelul pe care copilul îl va urma. În materialul pe care l-ați prezentat, aveți acolo, cred că, o bunică, aveți acolo, cred că, cel puțin o mămică, aveți acolo, cred că, un tată, care sigur sunt, să spun, cel puțin supraponderali. Nu pot să fac apreciere asupra gradului de obezitate, dar cel puțin supraponderali sunt. Ce pot să spui? Copiii, la fel, câțiva sunt supraponderali, sigur. Nu cred că din ceea ce ați prezentat ar fi vreunul sub greutate. Sau poate să fie așa vreo excepție. Poate să fie, dar la limită. Nu mult sub limită. Ce putem să spunem în fond? Că asta este esența întâlnirii noastre, aș putea să spun. Că suntem astăzi în situația poate cu care omenirea se confruntă pentru prima dată în istoria ei de cel puțin 2000 de ani, în care alimentul ne este atât la îndemână, deci oriunde întorci capul pe stradă, cu ușurință poți găsi ceva de mâncare, deci ni se oferă extrem de ușor, în care alimentul este atât de chimizat cum nu a fost cunoscut până acum, în care abundența, în așa zisa criză, este atât de mare, sigur este o abundență chimică, dar ea nu este astfel socotită de către consumator, din păcate, sau este astfel socotită, dar nu este astfel tratată, încât nu mai avem poartă de ieșire decât printr-o revoluție a conștiinței. Este clar că producătorul de aliment nu o să se dea la o parte și să ne rezolve problemele, ci singuri va trebui, singuri și fiecare în parte și toți la oaltă, va trebui să ni le rezolvăm. În ceea ce privește alimentația copiilor, cum rezolvăm acest aspect? Pentru că ați văzut acei părinți care spuneau că eu le-aș da orice, dar nu vor să mănânce. Aici deja o primă selecție a fost făcută de copil, care într-adevăr el nu știe ce e corect și ce e sănătos. Din nou ne întoarcem la părinte, care ar trebui să stabilească pentru copil. Părinte care, influențat de anumiți factori, ajunge să-i servească acestuia alimentul nu tocmai sănătos, deși poate să cunoască foarte bine teoria, poate să știe foarte bine și să fie perfect de acord cu ceea ce vorbim noi astăzi, dar în practică lucrurile să fie cu totul diferite. Cum îi ajutăm noi pe părinți ca ei, la rândul lor, să învețe corect pe copii să se hrănească? Deci știți că în practică
lucrurile sunt cum le știi bine din teorie. Deci practica nu poate fi lipsită fără teorie. Deci scapă cine poate și poate cine știe. Și știe cine vrea și aplică ce știe. Aici trebuie să poată, să vrea și să știe... Da, deci asta este esența până la urmă. Deci am văzut acolo și un copil care spunea că ar mânca 4 mâini de bomboane, dar părinții nu-i ofereau. Deci când copilul va fi învățat prin exemplu personal al părintelui și de aici, și aici includ și educatorul, care este extrem de important... Ați văzut că ei primeau ciocolată la școală. Deci educatorul, da? Extrem de important în ecuația aceasta, atunci copilul va reacționa corect. Când părintele acasă nu are timp și îi pune pe masă ce se nimerește sau îi spune copilului deschide frigiderul și ia și tu ce găsești sau îi face copilului ceva să mănânce. Era un părinte care spunea îi facem ce vrea ea, mănâncă doar cartofi și supă, ceva de genul ăsta. Deci când îi ofer numai ce vrea el într-o monotonie, așa, te poți aștepta la foarte multe lucruri neplăcute. Deci alimentația este extrem de importantă în economia sănătății. Ați văzut pe de altă parte punga de chipsuri era împărțită pe 2 zile. Undeva se conștientiza faptul că... Cine o conștientiza? Copilul. Probabil părintele care interzice copilul. Să se oprească copilul la jumătate. Spus, da, copilul a spus, dacă o mănânc toată, mă doare burta. Copilul a spus în... Da, așa. Așa. Dacă mă doare, dacă mănânc toată, mă doare burta. Deci copilul se auto-limita. Dar părintele i-ar fi dat-o toată. Deci... Părintele este modelul educațional și este, banul este la părinte. Câtă vreme părintele este șeful și el este șeful, deci copilul va face ceea ce părintele decide. Haideți să ne ajutați și să ne spuneți unde greșim ca părinte, ce alimente nu combinăm tocmai sănătos, deși ele luate separat sunt sănătoase. Care sunt metodele de preparare ale alimentelor? Pentru că și aici, sigur, se deschide o altă discuție. Atât cât putem în timpul alocat discuției de astăzi, cu promisiunea către telespectatori că vom reveni cu o ediție mai amplă pe această temă, haideți să ne spuneți niște pași esențiali, primii haideți pași esențiali. Hai să o luăm cu o întrebare, că deja nu mai țin minte numărul de întrebări. Deci prima întrebare era unde greșim ca părinți. E clar, greșim, dar unde? Cred că ne rezervăm prea puțin timp pentru copil. Pe de altă parte, sunt părinți care oferă copilului ceea ce el își dorește, tocmai pentru a-l face fericit, pentru a-l mulțumi. Da. Într-adevăr, mai departe de acest lucru, clar, nu stau lucrurile în regulă pentru el. Deci ne oferim și oferim prea puțin spațiu copilului în viața noastră. Și de aici decurge ceea ce ați spus, adică îi oferim copilului ce vrea, ca să-l mulțumim, să-i facem o bucurie, pentru că bucuria prezenței noastre în viața lui nu o are. Nu, bucuria acceptării și nu dezamăgirea refuzului. La acest lucru m-am gândit. Eu merg pe ideea mea, pentru că merg pe ideea mea că de-aia e mea. Și eu constat lucrul ăsta extrem de acut în viața noastră. Copilul care merge la școală și după școală stă la after school pentru că părintele nu mai are timp și ajunge acasă, deci dimineața se scoală în viteză că trebuie să îmbrace să plece. Ajunge acasă târziu, aproape dată cu părintele, care are o mulțime de treburi de făcut și care nu mai are spațiu ca să-și primească propriul copil în viața lui. Și tu trebuie să te duci, ocupă-te de lecții, joacă-te, așa, trebuie să primească o gratificație, o bonificație pentru docilitatea lui, de a-și înțelege părintele. Deci, acum avem o reacție inversă. Deci, copilul trebuie să-și înțeleagă părintele și nu părintele să-și înțeleagă copilul. Și atunci, ia o ciocolată, îți fac o prăjitură, am cumpărat bomboane, mâine o să te duc la... Nu zicem unde... Da, un părinte care era acolo și spunea, de cel puțin 2 săptămâni îl ducem că nu ne înțelegem cu el. Ce e asta? Cum adică să nu te înțelegi cu propriul copil și că trebuie să-l duci la undeva la o mâncare pentru că nu te înțelegi cu el? Nu te înțelegi cu el pentru că nu
nu ai o relație, o relație de înțelegere, n-ai ajuns să te înțelegi cu el. N-ai ajuns să-ți cunoști copilul și atunci te refugiezi în ceva. E greu, e foarte greu. Este extrem de greu. Dacă părinții nu vor înțelege rolul lor în viața propriilor copii, va fi extrem de greu. Noi am adunat niște întrebări de la părinți. Părinți care au anumite curiozități. Dacă sunteți amabilă, să îi ascultăm în minutele următoare și să încercăm să le oferim și un răspuns. Sunt părinți care sunt curioși cum să procedeze în anumite momente în ceea ce privește alimentația copiilor lor. Dacă s-ar putea, fiecare părinte ar vrea să aibă în fiecare zi medicul lângă el și asta pentru a putea afla în timp real ce e bine și ce nu este bine pentru un copil. Dar haideți să vedem în continuare care sunt cele mai importante întrebări pe care mămicile, dar și tăticii, ar vrea să le adreseze cadrelor medicale. Ce alimente nu ar trebui să le mănânce până la vârsta de un an? Cum să fac să o conving să mănânce ceapă și usturoi? Acolo este problema cea mai mare. Copilul meu și la vârsta de 2 ani și o lunișoară, să zic acum care, încă mănâncă lapte și încă nu renunțăm la laptele praf dimineața și seara și mai ales că nu renunțăm nici la biberon. Iar eu am zis că măcar lucrul ăsta să nu îl refuz. Dacă este o problemă, știu eu, din câte am înțeles, îi poate afecta dințișorii biberonul. Putem să-i convingem să mănânce și, de exemplu, tocan, că ea nu mănâncă tocan. Cum pot fi convinși mai ușor să mănânce legume? Aș vrea să îl întreb ce alimentație îi se poate administra unui copil care își schimbă dentiția, schimbă dinții pentru a-l ajuta la eruperea noilor dinți. În legătură cu dulciurile, ce am putea face să le mai rărim? Cam ce ar trebui să facem pentru copiii noștri în ziua de azi vis-a-vis de mâncare? Ce ar trebui să le dăm? Ce e indicat? Iarăși, sunt multe întrebări, dar este foarte ușor să răspundeți la toate, sunt convinsă. Deci, dacă observați, avem o nesiguranță majoră în relația aceasta cu alimentul și copilul, dar această nesiguranță o are părintele și în relație cu el. Adică de ce trebuie să întreb numai decât, nu? Ce e bine pentru copilul meu, când am o tradiție care îmi spune clar ce e bine pentru copilul meu? Pentru că probabil se confruntă cu un conflict intern și extern. Intern pentru că părintele își dă seama că ceea ce își dorește copilul nu este tocmai în regulă, dar extern pentru că încercând să-i ofere copilului altceva decât el își dorește, acesta refuză. Și e un conflict care devine greu gestionat, chiar și în condițiile în care, sau cu atât mai mult în condițiile în care dumneavoastră le-ați menționat. Era o doamnă care spunea că nu reușește să-l convingă pe copil să mănânce ceapă și usturoi. Haideți să ne spuneți foarte, foarte pe scurt cât de util deci este. Este extrem de importantă și ceapa și usturoiul. Dar copilul o să o refuze, pentru că amândouă sunt iuți. Și amândouă au un miros extrem de puternic. Și copilul o va refuza. El trebuie, ceapa și usturoiul trebuiesc date în mâncare la început. Nu trebuie să îi le pui pe masă și să-l obligi să le mănânce. Unu și doi, exemplu părinților. Dacă părinții vor mânca, copilul ușor se va contamina de plăcere. Și totuși, dacă această a doua soluție nu poate fi, nu se aplică? Se pune în mâncare. Se pune în mâncare și există ciorba sau supa hipocratică, pe care eu o recomand, nu știu dacă am mai spus o dată în emisiune. Deci se fierbe apa cu puțină sare și după aceea se dau drumul la toate legumele tăiate, se aduce la punctul de fierbere cu capacul pus și se lasă exact 4 minute. Pe ceas, 4 minute, toate legumele. Se închide focul, nu se ridică capacul, o oră. Toate legumele sunt suficient de bine fierte ca să poată fi mâncate și nici nu sunt epuizate termic. Deci au o valoare nutritivă foarte bună. Se numește supa lui Hipocrate. Deci acest aliment preparat termic era cum se spun, valabil și indicat de Hipocrate cu 2000 de ani, 2000 și de ani înainte de Hristos. Bun, deci înainte de
înainte de astăzi, deci cu 500 de ani înainte de Hristos. E perfect, o să ținem minte acest lucru. Era acea doamnă care vorbea despre lapte. Copilul avea 2 ani și nu reușea să-i scoată alimentația bazată pe lapte, lapte praf dimineața și seara, lapte administrat cu biberonul. Este, pentru că mamei este extrem de ușor să facă acest lucru. Nu există altă justificare. Copilul acela, într-o săptămână cel mult, trece pe diversificare extrem de importantă dacă mama vrea să facă acest lucru. Este ușurința mamei și abandonul ei în fața copilului. Nu vreau decât. Copilul ăla nu știe altceva. Eu cred că de vreme ce doamna ne-a adresat această întrebare, a înregistrat numeroase încercări într-atât cât să ceară și sfatul unui specialist, dacă nu l-a cerut până acum și altcuiva, părea o doamnă destul de preocupată, mă gândesc, nu știu. Așa o fi. Eu nu pun la îndoială, buna intenție a părinților, ci pun la îndoială capacitatea de efort. Deci cu copilul... Bun, deci cu alte cuvinte, cu copilul trebuie să insistăm. Absolut. Să nu abandonăm, absolut, să schimbăm tehnica, absolut, dar linia să fie aceeași. Tu știi că trebuie ceva în viața lui. Deci acel ceva trebuie testat extrem de persuasiv, să spun așa. Este posibil ca să nu îi se potrivească, pentru că n-are grupa ta de sânge, pentru că sunt foarte multe alte lucruri care nu totdeauna merg. Că ție îți plac ciupercile și copilul o să mănânce foarte bine, să fie fan ciuperci. S-ar putea să nu fie niciodată, dar tu ai datoria să încerci. Cât încerci? Nu până ajungi la disperare, în niciun caz. Nu până disper copilul, în niciun caz. Dar trebuie din când în când să revii cu alimentul respectiv pe masă și să-i oferi copilului posibilitatea să se bucure de ambientul complex al familiei. Una dintre mămiși spunea, ce să-i fac să mănânce tocană, că nu vrea. Păi ia că tocana nu e o mâncare pe care copilul chiar să o mănânce. Ia uite, el refuză un aliment pe care părinții îl mănâncă și copilul știe ancestral că nu e în regulă. De ce tocana, nu este în regulă? Tocana fiind o fiertură, probabil și cu prăjit la foarte mulți dintre oameni, cu un complex de combinații, carne de regulă, ca aia e tocană, carne de regulă cu cartof, copilul o refuză încă, știe că nu e bună. Și nu e bună. Așa. Dar copilul, dacă n-a gustat niciodată, nu are de unde să știe cât de bună e. Da, da, știe. Știe de foarte multe ori, știe. De foarte multe ori știe. Sigur, sunt părinți care înțeleg exact ce spun. Copilul știe înainte de a-i oferi ceva dacă e bun pentru el și refuză sau nu refuză alimentul respectiv. Bun, și acum întrebarea cea mai importantă. În aceste condiții în care copilul mănâncă foarte puțin, greșit într-adevăr, optează pentru dulciuri, mănâncă foarte multă pâine și paste, e destul de pretențios, de sensibil. Cum se face că înregistrăm o creștere din ce în ce mai mare a copiilor diagnosticați cu obezitate? Păi, după ce ați spus. Adică mănâncă pâine, paste și dulciuri. Da? Deci energie oarbă. Și sunt bolnavi. Și sunt bolnavi, că trebuie să spunem până la capăt. A fi obez înseamnă a depăși greutatea normală din cauza unui consum excesiv de alimente sau a depăși greutatea normală din cauza consumului unor alimente nerecomandate, vârstei sau în cantitate nerecomandată. Și una și alta. Nici nu știu unde se despart. Se despart prin faptul că ori mănânci foarte mult și pur și simplu te îngrași că ai mâncat foarte mult, sau mănânci puțin, dar nu există produse puțin. Care... Nu există puțin și... La copii nu există puțin? Nu există puțin și puțin și care îi depășește lui capacitatea de digestie. Puțin și care îi depășește capacitatea de digestie înseamnă de regulă boală, boală direct, nu obezitate. Adică obezitatea este un pas pe care părintele nu-l ia în discuție, din nefericire și nici... Și societatea acum se alarmează. Ce înseamnă pentru un părinte să aibă un copil obez? Sau chiar pentru copilul propriu-zis să fie obez? Mai avem 3 minute la dispoziție. În primul rând înseamnă o traumă psihică extraordinar de mare, pe care familia nu o trăiește, dar copilul o trăiește în colectivitatea din care face parte, la școală sau la grădiniță. Există semnale obezității care se pot vedea de la vârste fragede? Există. Și care pot fi cumva... Există, sigur că da. În primul rând te uiți la aspectul părinților și atunci o să-ți imaginezi că ce se întâmplă cu copilul, nu să-ți imaginezi, deci sunt date clare, greutatea la naștere și diversificare, alimentația și diversificare. Eu mă gândesc că un părinte responsabil, niște părinți responsabili trebuie să se gândească cu seriozitate la
copilul care urmează să vină, deci care poate să fie peste un an sau peste doi, trebuie să gândească cu seriozitate la starea lor de sănătate și trebuie să se documenteze și numai decât să țină legătura cu omul care le este de ajutor, cu, eu știu, medicul, asistenta, care le este de ajutor în ceea ce înseamnă creșterea și educarea copilului. Diversificarea, alăptarea și diversificarea sunt pași extrem de importanți în viața viitorului om. Ne întoarcem din nou la alăptare și iată de ce ne stimulați să facem o emisiune pe această temă în curând în Arena Medicală. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune, doamna dr. Florea Damaschin, medic igienist. Emisiunea noastră continuă. Înainte să intrăm în ultima parte, colegii de la știri ne spun care sunt cele mai importante titluri în reporterul de la 19:30.